Bună ziua, domnule Petrescu. Iată, suntem la sediul central al Poștei Române, înainte de a doua ședință a grupului de lucru Mobile Money. Care este situația în ziua de astăzi, 18 iulie, da, a Poștei Române, care știm că a trecut prin niște furtuni, prin niște schimbări de consilii de administrație. Cum stați în momentul de față? Situația companiei este una stabilă, un consiliu de administrație care are un mandat dedicat procesului de privatizare, dar și de a continua măsurile bune care au fost luate în trecut, de a veni cu noi strategii care să permită crearea de noi fluxuri de venit pentru a genera mai mult business și de a genera mai mult profit în cele din urmă, atât pentru acționari, dar și servicii mai performante pentru clienții noștri. Sunteți cea mai mare companie din România dacă ne gândim la numărul de angajați, din câte știu. Cum puteți profita de acest statut? Și în același timp, care este greutatea poverii acestui număr mare de angajați? Într-adevăr, numărul mare de angajați este corelat și cu o prezență foarte bună la nivel teritorial, la nivel geografic. Avantajul unui număr mare de angajați este dublat și de o prezență foarte bună la nivel teritorial. Urmărim să monetizăm această prezență prin lansarea de noi servicii, cele de servicii financiar bancare, cele de brokeraj, care vor aduce un plus profit și o prezență mai eficientă din punct de vedere comercial la nivelul țării. Principala critică pe care o vedeți atât în media cât și pe social networking și în alte media electronice, să spunem, este faptul că serviciile poștei sunt greoaie, că la sedii se stă la coadă. V-ați gândit să faceți un sediu din București, dintr-un alt oraș al țării, dar cred că București e mai nimerit, care să fie model? În efortul nostru de a schimba destinul acestei companii, percepția către public este una foarte importantă. Parte din acest efort este și crearea unui lanț de oficii poștale, unde există o partajare foarte clară între ceea ce înseamnă persoana juridică și persoana fizică, ca modalitate de servire, de deservire. La nivelul fiecărui județ va exista un oficiu poștal pregătit să deservească într-un mod eficient atât persoanele fizice cât și juridice. V-ați gândit și la faptul că poștașul român, cel pe care îl vede toată lumea și sunt mulți la nivelul țării, ar putea să vă schimbe imaginea, să o readucă pe aceea din trecut de încredere printr-o uniformă adecvată? Absolut. Poșta Română are un așa mare bagaj emoțional pentru noi toți. Toți în copilăria noastră, în viața noastră, am fost într-un oficiu poștal. Poștașul este principalul reprezentant al companiei noastre și în momentul de față avem achiziții dedicate în ceea ce privește o mai bună atmosferă la locul de muncă, astfel încât poștașul să aibă o productivitate crescută. Parte din aceste demersuri este și utilarea poștașilor cu device-uri care să le crească profitabilitatea și productivitatea, dar și pe zona reprezentativă ne uităm în a avea noi uniforme, genți și toate celelalte necesare ca ei să creeze o percepție mai bună companiei noastre în public. Cum va deveni Poșta un jucător B2B în piață și mai ales prin serviciile financiare, prin serviciile, iată, mobile money și cele electronice? Aveți planuri în sensul acesta și credeți că până la sfârșitul anului se pot vedea primele semne? Într-adevăr, fiecare persoană fizică sau juridică este sau poate fi clientul nostru. Avem planuri și strategii care să ne ducă într-o prezență mai importantă pe zona de business to business, pe zona corporate, și aici aș enumera probabilitatea foarte mare de altfel de a lansa servicii financiar bancare. Ne uităm undeva spre sfârșitul anului curent de a încheia un acord cu o entitate financiar bancară din România, alături de care să lansăm un portofoliu de servicii financiar bancare primare, potrivite tipului de client care ne carcă paragul, dar și cu un modul de produse dedicate IMM-urilor. De asemenea, intrăm pe zona de brokerage, avem premisele să devenim cel mai mare broker din România, în momentul de față suntem în ultimul pas de înregistrare la ASF și de asemenea suntem în poziție să profităm de database-ul extrem de extins pe care îl avem în zona IMM-urilor.
Zona de comunicare este una care pe mine personal mă preocupă foarte mult. Noi suntem un business to consumer, clienții noștri sunt cetățenii acestei țări, deci modul în care noi suntem priviți, reprezentați, percepuți de oamenii din această țară este foarte important. Pentru acest motiv avem un departament de media specializat care monitorizează tot ceea ce înseamnă evenimentele mai mari sau mai mici din poștă, decizii mai bune sau mai puțin bune la nivel local, fiindcă la nivel central totul este monitorizat în mod special de către Consiliul de Administrație și de către mine personal. Avem un plan de strategie de comunicare special în ceea ce privește procesul de privatizare, astfel încât să putem maximiza valoarea companiei la momentul tranzacției. În final, un mesaj către companiile business to business, către operatorii mobili, către zona aceasta industrie AT&T pe care noi o deservim prin publicațiile noastre. Ce invitație sau ce fel de promisiune le puteți face? Le fac promisiunea că Poșta Română, la fel ca și alte administrații speciale, se îndreaptă spre zona de companie de tehnologie, așa cum multe administrații poștale sunt în Europa, și dincolo de promisiune le fac invitația să vină alături de noi, să creăm think tank, să creăm gânduri, să creăm sfere de concept, să lucrăm împreună, să facem un leapfrog în anumite cazuri, să trecem de la tehnologia învechită care avem astăzi la tehnologia de mâine, cea de care avem nevoie să ne aducă mai multă profitabilitate. Mulțumesc! Astăzi este primul pas în acest sens. Este primul pas, într-adevăr, mulți pași să vină în viitor. Mulțumesc!